A avut un iubit care a adus-o în situația asta. Și unde e el acum? Tu ai fost în multe pușcării? N-ai tu școală și vacanță. O câte pușcării am fost eu. Ce te-a motivat să-l finalizezi, de fapt, și să-l și transpui într-un film? Eram foarte conectată la povestea asta. Era o parte din mine, a fost o parte din mine toți anii ăștia și a fost o poveste care, ok, ea era bazată, inspirată din experiența mea în clinică, dar a fost o poveste, de fapt, care s-a repetat în viața mea în diferite forme, nu în clinici de dezintoxicare, ci în diferite contexte sociale, în diferite relații. Deci eu, în Imaculat, am pus cumva, cred că, cele mai importante chestii, nu știu, câteva din cele mai importante lucruri care mi s-au întâmplat în relații, în relațiile personale, în relațiile cu grupuri de oameni și experiența mea cu grupuri, cu o dinamică socială de genul de relații de putere și în relația mea cu bărbații, relațiile romantice sau așa. Și cumva au fost toate cumulate în acest film care pe parcurs se tot schimba pe măsură ce și experiența mea se schimba.